Continuăm astăzi cu rubrica noastră numită Cum se face, în care vă prezentăm cum anume meșteșugarii romi creează obiecte de artizanat. Și de această dată facem cunoștință cu Nea Mircea Argintarul, care ne va arăta astăzi ce anume. Astăzi o să facem o demonstrație, topirea, cum se topește argintul, și dintr-o biluță de argint am să vă fac un inel. Acum tăiem dintr-o monedă cu regele Mihai. Să vedem ce să ne iasă. O punem pe un cărbune de lemn. Punem puțin praf de borax. Acum cu sticla asta și cu această țeavă o ducem de la 700 până la 1100-1200 de grade. Acum din această biluță care s-a topit, încercăm să o laminăm, să-i dăm forma unui inel sau unui vereghete. Mai decălim puțin. Cam de câte ori este nevoie să-l decăliți? De câte ori este nevoie? Depinde de măsură, cât facem măsura. Dacă e nevoie să o întindem mai mult, să fie mai lungă, pentru că măsura e mai mare, atunci îl decălim de mai multe ori. Cum pregătim pentru sudură? Sudăm cele două capete, că este dintr-o bucată. Punem puțin praf de borax, pentru ca să ajute la topire. Lucrați numai cu argintul? Și cu argintul, și cu aur, și cu cupru, indiferent orice metal, îl pot prelucra. Și diferite forme. Și numai cu sculele tradiționale. Acum îi dăm cu un ciocan mai mic ca să poată să-i luăm din daturile cele mai mari, să le... Cum ar fi o finițare din ciocan. Mai trebuie de normal. Ca să fii mai sigur de centrare, avem un... Ce urmează acum? Ce trebuie acum să... Acum urmează finisarea... Deci până acum am lucrat cu ciocanul și nicovala. De acum încolo dispare nicovala și ciocanul, începe pilă, jmilger, diferite pile, diferite mărimi în granulație, ca și jmilgerul. Și după aia pe totul, în loc de motor cu pâzlă, o să folosim jmilger și un oțel foarte bine șlefuit în care lustruim. Dar nu vă pare rău că nu se mai continuă meseria? Ba da, îmi pare foarte rău, pentru că familia dumneavoastră datează meseria asta de sute de ani. Și e păcat de dispariție chiar meseria. Nu e problema numai la mine, sunt cel puțin 700 de argintari în România. Și dacă mai profesează, să zic, o 200. Dar acum doar l-am șters. Această pilă e și mai fină.
Polizor? Exact, dar se numește pâzlă. Asta este cel mai fin? Cel mai fin, de 600. Încercăm să facem și un pic de model. Acum e ultima, deci e ultima finisare, să dă lustru. Țineți-mi mâna numai în cadru așa, dați-mi degetul dumneavoastră, mâna dumneavoastră. Cred că aici vă vine dumneavoastră, pe deget sau din coace. Așa arată verigheta care am făcut-o eu.